Iubiți credincioși, vă felicit pe toți cu aceste frumoase sărbători ale nașterii Mântuitorului, Soborul Născătoare Dumnezeu, și ceea ce vă doresc astăzi la despărțirea noastră. Știți că prima bucurie la cea care trebuie să devină mamă este când simțește pruncul că se zbate sub inima mamei. Asta vă doresc vouă tuturora. Atunci când veți simți că Hristos locuiește în voi, în inima voastră, în viața voastră, să fiți liniștiți. Atâta vreme cât nu-L simțiți pe Hristos în voi, căutați-L cu toată dragostea, porniți în căutarea Lui, stăruiți să faceți ceva pentru mântuire, pentru suflet și pentru viața cea veșnică. Vă doresc mila Domnului să fie cu voi, harul lui Dumnezeu să vă călăuzească. Și totdeauna să rămâneți în Domnul, căci numai cu El e bine și putem fi fericiți. Dumnezeu să vă ajute la toți, să vă binecuvinteze și ne rugăm Domnului ca să aveți toți bucuria nașterii Domnului și bucuria răscumpărării și bucuria vieții veșnicii cu Dumnezeu în cerul. Amin. Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta.
viață făcătoarele, învrepășătoarele și stăstane cu vrednicie să mulțumim Domnului, apărăție și nuiește și mărtăzește cu noi, Dumnezeu, Vaucul, ziua făcătoare și ca când am pace și fără de păcat ce lângă, pe noi înșine și ne piață și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, prin ele bisericii Tale opăzește, sfințește pe cei ce iubesc podaba casei Tale, Tu pe aceștia îi primărește cu dumnezeiască puterea Ta și Dumnezeu lăsa pe noi cei ce nădăjduim pentru Tine, pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale preoților și la tot poporul Tău, că toată darea cea bună și darul de săvârșit de sus este pogorând de la Tine, Părintele Lumii, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cel ce în peșteră s-a născut și în este s-a culcat pentru mântuirea noastră, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru că cine preacurate Maicii sale, tot lăudaților apostol cu ale Sfântul Ioan, gură de aur, arhiepiscop, pentru oameni pentru ghean săvârșitul astăzi, cu ale Sfântul Mucenic, Sfântul Nicodim de la Tesmana, cărui pomenire o săvârșim astăzi, și cu ale Sfântul Serafim de Sărău, Sfântul Sergi, Nicola Radoneș, Antonii și Feodosia Pecerska, eu și Amfiloș de la Pocioaie, Sfântul Mare Mucenic Ioan cel la Suceava, Sfântul Ierarhalnic la Cernica, cu vioase Maicii noastre, Părăschiva de la Iași, cu ale Sfinte Mucenițe, Filotie, la Curte de Arșătean, la Craiova, și a Maicii noastre, Odora de la Sihla, și cu ale Sfinte, Dumnezeu și Părinți, Ioachim și Ana, și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.